Ау, Sergei? Da. Cred că mâine o să mă duc la salon, că deja mi-a făcut programare. Iarăși, mă, ne-ai fost dat acum câteva zile. Da, măi, da, uite cât am fost în izolare, nu m-am dus deloc, știi? Și acum vreau să mă duc să recuperez, că cine știe dacă ne bagă ăștia în casă? Hai, mani, seama, că oricum părul tău arată super. Plus că în perioada asta oricum poți fi prost cu banii, hai să avem o leacă de chipzuială pe treaba asta, te rog eu. Anisia, ce rost are să mai mergi la salon, că tu ești așa de frumoasă cum ești tu, ești perfectă. Frumoasă pe drept, adică pe mine, frumoasă de trag muștile la tine. Du-te drag la salon, respectă-te, dacă te închid iarăși aia. Dar gândește-te numai la ce bani ai putea să economisești dacă ai merge mai larg, că oricum stai în casă, sincer, cu cine te vede? Îi vede Gina, care abia așteaptă să-i vadă cum spărul slinos, care dea comentul pe net, baga boanta drecului. Comentariile astea răutăcioase sunt pentru oameni nefericiți și răi. Ce nu-ți pasă de ele? Bineînțeles că-ți pasă, cum să nu-ți pese. Că și tu abia aștept să o vezi pe una nearanjată ca să hop să dai comentul, că a, ce urâtă ești. Dar ce, tu ești mai proastă? Auzi, uite care este treaba. Eu vreau să mă duc la salon pentru că vreau să mă fac frumoasă. Eu vreau să mă respect. Dar nu vrei tu să fii și neflămândă? Că știi că suntem strânși cu banii, ce dracu. Anisia, dar gândește-te la prietenul tău care își face atât de multe griji și la cum o să trebuiască să drămuiți fiecare leu în perioada următoare pentru că o să fie greu. Și mai gândește-te că acum 2 ani de zile Bulangiu și-a luat PlayStation în loc să mergeți în vacanță și ai stat acasă ca proasta. Dar măcar v-ați simțit bine când ați jucat Mortal Kombat împreună. Da? Asta pentru că și tu vrei să-i rup gâtul cum îi rupi sub Zero mațele lui Scorpion. Uite care este treaba. Acum tu îți faci griji cu banii. Dacă tu ți-ai cumpărat PlayStation-ul acum 2 ani, nu-ți mai făceai griji? Iar începem. Bă, dar ți-am mai explicat de 70 de ori. Era la reducere și plus că tu n-ai spus că vrei să mergi în vacanță și părea că nu-ți pasă. Păi normal că vroiam să plec în vacanță, că doar nu puteam să spun tare și răspicat, da, vreau să merg în vacanță. Acum poți să spui tare și răspicat, da, vreau să merg la salon. Anisia, dar sincer gândește-te, chiar nu ți-a păsat atunci dacă mergi sau nu în vacanță? Pentru că nu ți-o păsa la început? Dar după ce ai văzut-o pe Gina că își pune poze din Dubai, de la plajă, nu îți venea să-i dai cu PlayStation în cap? Dar ce anume îți mai doresc să mai modifici la părul ăla? E deja superb! Ai putea să-ți faci creț! S-ar sta bine creț! Nu, sigur nu-i poate sta mai bine decât acum cu părul întins. Bineînțeles că iar sta bine, ce așa greu de crezut? Păi l-ai mai făcut o dată în trecut, creț, și nu ți-a plăcut deloc cum a arătat. Cine trebuie, dar dacă o să mergi la iHair, cu siguranță o să stea bine. Păi dacă vrei tu neapărat păr creț sau altele, de ce nu-ți comanzi online de pe site-ul lor, de pe iHair.ro și nu mai trebuie să mai mergi nicăieri? Nu! Nu! Vrem să mergem afară ca să facem și o plimbare! Dar e periculos afară acum cu îmbolnăvirile astea. Nu mă interesează, vreau să merg afară! Hai gata, nu țipa că deja mă enervezi. Hai să te enervezi, ce ai să sari la mine la bătaie? Crezi că n-am tupeu? Vezi cum batiți în doi eu aripile de porumbel, leșinatule! Pofti! Pe cine faci tu porumbel, bă, vinețiule? Pe cine faci tu vinețiu, coș de basket care ai pe cap? Tu vorbești, mă, cap de vacă cu carnele alea. Tu comentezi la mine, tu ai impresia că mă sperii de tine, băi. Aoleu, băi, știi ce? Dacă vedeam acum, băi, handicapar, gâscă! Știi cum te facă? Mă, dacă nu te iau, te perpelesc cu foi, cu iadul ăia acum, dau pe tine, vrei să o arde? Vrei să o arde? Nu-ți spune mie ce te fac! Băi, doar dacă nu te uite așa, uite așa, ca la porumbei, îți ucesc eu gâtul. Hai, nu mă comenta! Hai, mâncați așa, hai, cu tău, cu tău. Taci, acum am zis, dau cu foc pe tine.
Anisia? Anisia? Băi, ești ok? Mamă, să mor eu de fiecare dată când trebuie să merg la salon? Așa face.